Bună ziua, domnul Dan Barna, liderul Uniunii Salvați România, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Barna, și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mare agitație zilele acestea în justiție, un întreg scandal între Tudorel Toader, ministrul justiției pe de o parte, și procurorul general Augustin Lazăr pe de altă parte. Cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă zilele acestea în justiție? Tot întreg scandal. Știți că se spune că poți prosti unii oameni din când în când, poți prosti toți oamenii câteodată, dar nu poți prosti mereu toți oamenii. Asta se întâmplă acum în justiție. Încep să iasă la iveală, cum era de altfel și firesc, o parte din post-adevărurile, cum se numește acum minciuna ordinară, din ceea ce înseamnă atacul pe justiție de mai mult de un an și jumătate. Vedem un Tudorel Toader, chiar zilele trecute, acum două zile, am avut și moțiunea de cenzură pe care Uniunea Salvați România a promovat-o împotriva sa. Am văzut din nou că există în continuare în Parlamentul României o majoritate care face bloc în jurul condamnaților penali și în jurul infractorilor și, cum a spus și în moțiune, Tudorel Toader este un adevărat impresar al infractorilor în momentul de față în România, pentru că el s-a poziționat în rolul acesta de avocat al infractorilor, dar nu ca orice avocat, ci ca unul care, în calitatea lui de satrap al justiției, pentru că asta a devenit acum ministrul justiției, modifică regulile în favoarea infractorilor pe care îi reprezintă, pentru că toată activitatea domniei sale la această concluzie ne duce. Iar încercarea aceasta patetică de a decredibiliza procurorul general printr-un document care, vezi, doamne, de fapt a fost o eroare, că ar fi fost semnat de altcineva. Am încurcat Lazării, practic. Ceva, e în afara oricărui profesionalism, pentru că, și aici mai este un element pe care l-am menționat și la tribuna Parlamentului, legat când am vorbit despre moțiunea împotriva domnului Toader, dacă Liviu Dragnea poate avea o scuză, că încearcă să scape de pușcărie, de fapt. Dacă Viorica Dăncilă, de fapt, habar n-are ce face acolo pentru că a fost pusă marionetă domnul Dragnea. Domnul Tudorel Toader este cel mai competent dintre miniștrii acestui guvern. El știe foarte bine și foarte clar nemernicia politică pe care o face României de niște luni de zile. El înțelege foarte clar consecința fiecăruia dintre gesturile sale. Și în acest moment în care președintele României, la Strasbourg, a vorbit în Parlamentul European și a reușit cumva să, nu știu cum să spun, să convingă Europa să nu ne pună sub rușinea unei rezoluții împotriva statului de drept, pentru că este rușinos în momentul de față ca la centenar România să fie pusă în situația de a suporta o rezoluție și să fie pusă de fapt la îndoială calitatea noastră de membru european din punct de vedere al statului de drept. Președintele Iohannis a reușit prin diplomație firească, prin atribuțiile pe care le are, să împiedice acest lucru sub condiția comunicată de Uniunea Europeană de a se înceta pe plan național atacul la destabilizarea și destabilizarea justiției și a statului de drept și a echilibrului puterilor în stat. Și vedem după doar două zile un ministru al justiției irresponsabil care declanșează un atac asupra procurorului general cu niște argumente, multe dintre ele la fel de ridicole cum a fost de altfel și în cazul doamnei Chiuveși. Adică avem un ministru irresponsabil care într-adevăr târăște și pare că intenționat în tandem, aș putea să spun, cu Liviu Dragnea, încearcă efectiv să scoată România din în afara Europei. Comportamentul acesta este departe de orice logică politică, diplomație, nici măcar machiavelism nu este, este irresponsabilitate crasă. Cât despre gestul domnului Tudorel Toader de aseară, credeți că a fost mai degrabă un act de manipulare sau o confuzie? Vă referiți la încurcat Lazării, practic. Da, asta spune, este patetică explicația pe care, după ce a venit de dimineață și a susținut că nu va părăsi ministerul până nu va răspunde, până nu va clarifica, va furniza acest document. A încercat să fabrice niște lămuri. A ieșit apoi cu o explicație absolut ridicolă. Adică din calitatea domniei sale de ministru al justiției, care are toate resursele pentru a nu se ajunge într-o astfel de situație, să vină să explice la modul în care se chinuie să o facă de două zile și astăzi iarăși ne amenință că până la finalul zilei va ieși la o televiziune și va explica din nou. Se încurcă în explicații. Asta este drama celor care mint. La un moment dat încolo începi să te încurci în minciuni. Adevărul e singurul care îți dă un confort al comunicării. Minciunile, după ce furnizezi câteva și poate chiar ești crezut, după care începi să te încurci în ele. Și vedem de două zile o sarabandă de minciuni
care nu se mai potrivesc una cu cealaltă și o necesitate de explicații suplimentare. Ar trebui să demisioneze? Categoric. Deci nu este niciunde. În momentul de față, ministrul justiției a pus România într-o situație atât de penibilă pe plan european, încât demisia este gestul minim de onoare care mai poate fi dublat de niște scuze necesare pentru ceea ce a făcut. Cât despre încercarea de revocare a domnului Augustin Lazăr, știm că acum, practic, decizia este în mâinile președintelui, Klaus Iohannis, mai mult sau mai puțin. Ce credeți că va face președintele în cazul ăsta? Eu sunt optimist că președintele României va utiliza prerogativele pe care le are. El are atribuții pe componenta de legalitate. Și iată, am văzut din discuțiile pe care le-am avut și noi la Parlament și din dezbaterea din media, că există câteva elemente care ridică semne de întrebare majore față de legalitatea procesului, tocmai din perspectiva aceasta faptului că ministrul justiției nu are, de fapt, atribute legale de a desfășura el însuși ancheta. Și aceasta trebuie desfășurată prin procurorii special numiți în acest scop. Nu s-a întâmplat acest lucru, deci este clar o chestiune care pune sub semnul întrebării legalitatea procedurii și sper de fapt ca președintele Iohannis să privească, să abordeze chestiunea și din această perspectivă. Cum credeți că se va desfășura, se va finaliza tot acest război? Va rămâne Augustin Lazăr la parchetul general? E interesant, general? Pentru că am văzut ieri un Liviu Dragnea foarte furios că nu i-au ieșit jocurile, au încercat să creeze un scenariu din acesta de... Poate cea mai dură reacție a președintelui PSD. Pe a fost foarte, foarte revoltat, pentru că i-au încercat de fapt să ne convingă să facem un vot secret la adăpostul căruia Liviu Dragnea probabil vrea să adreseze o moțiune, să voteze el însuși moțiunea potriva domnului Toader în lupta internă care este acum și în interiorul PSD și între PSD și ALDE, mai ales. USR evident a fost împotrivă. Procedura și regulamentele din Parlament spun foarte clar că în cazul moțiunilor simple votul este unul transparent, cu cartela electronic la vedere. În mod, vă dați seama cât de surprinzător PSD, care încearcă mereu să supravegheze, să blocheze, să vadă exact cum votează, brusc, au devenit oarecum interesați de ideea unui vot secret. Evident că era încă o manevră. Domnul Dragnea a fost la sfârșitul zilei foarte furios că această moțiune a picat. A fost cumva obligat să-l susțină pe domnul Toader, deși aparența este că nu dorea deloc acest lucru. Ați amintit acum de reacția de ieri a președintelui PSD. Putem spune că începe să piardă teren? A ajuns la capătul răbdării? Era destul de previzibil lucrul acesta, pentru că Liviu Dragnea scufundă PSD-ul în mod explicit. România întreagă consideră că în momentul de față PSD este un partid captiv în mâinile unei persoane cu probleme penale majore și din această perspectivă chiar și susținătorii aceia de suflet ai PSD consideră că nu se mai poate continua așa. Și această revoltă evident că a ajuns și în grupul parlamentar. Știm foarte bine că există opoziție în cadrul PSD și sunt destul de sceptic însă pe termen scurt, pentru că am văzut și la votul acestei moțiuni în chestiunea apărării, cum să spun, impresarului penalilor, PSD a fost solidar. Continuare. Deci chestiunea aceasta a destabilizării justiției și a amnistia și grațierea pe care și-o dorește nu doar Liviu Dragnea, ci și Popescu Tăriceanu și mai mulți oameni din jurul lor, este o miză în continuare importantă pentru România și dacă o să reușim ca stat să nu facem această greșeală în an centenar, o să fie foarte bine. Îl va revoca Liviu Dragnea pe Tudor Toader? Asta dacă nu își va da demisia până atunci. Mi-e greu să spun, pentru că este o discuție mai amplă la mijloc și este cumva o luptă contra cronometru între mai multe tabere. Mi-e greu să anticipez ce se va întâmpla în această luptă particulară Dragnea-Toader. Anul 2019 este un an care va aduce multe schimbări pentru România. Avem alegeri prezidențiale, europarlamentare și chiar preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cum se pregătește USR pentru alegerile europarlamentare? E o întrebare foarte, foarte bună, pentru că USR a fost și s-a așezat în politica din România ca fiind un partid altfel, ca fiind un partid nou, un partid care vine cu un aer proaspăt în politică. Inclusiv această chestiune a listei pentru europarlamentare, care evident că a deschis interes și preocupare, noi am hotărât să o facem sub forma unui festival al democrației și, practic,
organizăm aceste alegeri precum sunt alegerile primare în Statele Unite, respectiv oricare membru al partidului i-a fost invitat să-și depună candidatura dacă dorește și consideră că ar putea să fie un europarlamentar valoros al partidului nostru. S-au înscris 85 de colegi în această cursă. În momentul de față, categoric, în momentul de față sunt o perioadă de 2 luni în care avem campania internă și chiar în aceste zile se desfășoară dezbatere. Acum 2 zile a fost una la Dâmbovița, ieri a fost una în Ilfov, am avut în Cluj, în Iași, practic în toată țara. Colegii noștri merg și se întâlnesc cu colegii din partid, suntem aproape 6.000 de membri acum, se întâlnesc și prezintă programul lor de candidatura pentru europarlamentare, au loc dezbateri pe teme europene și pe perspectivele acestea europene. În ultima săptămână din luna noiembrie, deci mai avem cam o lună din acest moment, vom avea alegeri în care toți cei aproape 6.000 de membri vor vota și rezultatul acelui vot este o platformă electronică internațională, securizată complet, 100%, nimeni nu are acces, nici eu ca președinte al partidului nu pot să influențez aceste alegeri. Vom avea votul tuturor colegilor noștri și vom avea o listă de la cel mai credibil, convingător și popular dintre colegii noștri, care va fi pe locul 1, toți ceilalți până la 85, și aceia primii 33 vor fi lista deci, USR. Practic, se va face o ierarhie, să înțeleg. Categoric. Aceea va fi lista USR pentru europarlamentare. Vom avea, practic, candidați aleși de întregul partid. Este transparent, deschis, aproape de neconceput pentru vechile partide, unde și eu, de fapt, primesc deseori întrebarea, bun, sunt alegeri interne, dar după aia tu, ca președinte, așezi tu lista cumva. Zic, nu. Fiecare candidat a venit cu un proiect al său? Da, avem... distribuim un catalog al candidaților cu imagini, cu proiect, cu viziunea lor despre rolul lor ca posibil europarlamentar ai partidului. Este democrație din aceasta adevărată în care vocea fiecăruia este auzită. Și e un lucru foarte important, este de fapt elementul fundamental de diferență pe care îl aduce USR în politica din România. Vă gândiți la o alianță cu domnul Dacian Cioloș și în vederea următoarelor alegeri? Am văzut că tot s-a dezbătut subiectul ăsta în presă, este, cel puțin. Este una dintre direcțiile pe care le avem în vedere. O să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare. După cum știți, colegii de la România 100 sunt încă în etapa de constituire a unei mișcări politice, a unui partid. În momentul în care acest partid va deveni o realitate, o să continuăm discuțiile pentru o eventuală participare la europarlamentare pe liste comune. Este una din alternative. Dar cu PNL v-ați gândit la o la aceste europarlamentare alianță? Nu se pune problema. Pentru europarlamentare, evident, suntem două partide, cele mai importante două partide din opoziție în momentul de față și e important pentru noi, cel puțin, vorbesc acum strict pentru USR, suntem în etapa de extindere, de constituire de filiale la nivel național, de creșterea numărului de membri, săptămânal vin câteva sute de membri în partid. Într-o perioadă de creștere nu se pune problema de alianțe pe termen scurt. Cât despre alegerile prezidențiale, USR s-a gândit la un potențial candidat? Nu sau e... este prea devreme? Exact. Deocamdată, prioritatea pentru noi sunt alegerile europarlamentare, pentru că în funcție de rezultatul pe care îl vom avea la aceste alegeri europarlamentare, vom vedea exact care va fi strategia pentru următoarele alegeri. Ceea ce am spus de fiecare dată încă de acum un an de când am fost ales președinte al partidului este că USR e un partid care va conta în politica din România, un partid care rămâne și va rămâne în politica din România și din această perspectivă o să fim prezenți la toate alegerile cu candidații. Îl va susține pe Klaus Iohannis USR la prezidențiale? Vom vedea la momentul respectiv. După cum am spus, pentru noi prioritară este campania pentru europarlamentare. Ce scor vă propuneți la europarlamentare? Un scor cu siguranță peste scor pe care l-am avut în momentul în care am intrat în Parlamentul României. Am crescut între timp, suntem un partid mai mare, suntem un partid, zicem noi, mai bine, mai vizibil și care a avut rezultate spectaculoase. Cele 1 milion de semnături din campania fără penali sunt un lucru care ne mândrim foarte mult. Referendumul care a fost acum câteva săptămâni a fost singurul partid care a reușit în 10 zile să mobilizeze 12.000 de oameni ca să fie observatori în secție pentru a supraveghea corectitudinea votului. Am fost, după cum v-am amintit, pe tot parcursul zilei cu procentele de prezență asupra prezenței la vot exact unde era becul, 2-30.000 în sus în jos, deci am arătat că avem capacitate de organizare. Și din această perspectivă sunt convins că rezultatul nostru la europarlamentare va fi peste cel cu care am intrat în Parlamentul României. Spuneați acum de referendum. Este o victorie a USR-ului, rezultatul referendumului? Este o victorie a României secolului 21, de fapt.
USR nu a făcut decât să aducă mesajul cetățenilor și să și-l asume în politica din România, să și-l asume deschis, spunând: România a înțeles că acel referendum nu era despre familie, nu era despre tradiții, nu era despre biserică sau tradițiile de la bunici, era pur și simplu un referendum prin care Liviu Dragnea încerca să se revalideze public în demersul său de un an și jumătate de confiscare a României pe interese personale. România au înțeles lucrul acesta și au refuzat să-i ofere această validare. Așa cum spuneam, un alt eveniment important pentru România este preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019. Cât de pregătită vi se pare că este țara noastră pentru acest eveniment? Mai avem 2 luni de zile. Chiar 2 luni de zile. Din păcate, nu că nu suntem pregătiți, din păcate, lipsa de pregătire a devenit o realitate vizibilă pentru toată lumea. Până și președintele Senatului, domnul Tăriceanu, a un moment de rară luciditate, pentru că nu îl caracterizează în ultimul timp această stare, dar într-un astfel de moment a admis că nu suntem pregătiți în niciun fel. Foarte probabil această președinție va fi de fapt coordonată chiar de către secretariatul Consiliului. România este, actualul guvern este, din punctul meu de vedere, în incapacitate intelectuală să poată, să facă față acestei provocări. Gândiți-vă că avem miniștri care ar trebui să conducă ședințele din marja președinției. Dar avem o remaniere. Ce? Se tot anunță. Dacă prin remaniere în locul Toader vine Nicolicea și putem continua cu exemplu în această categorie, nu ne putem aștepta decât la mai rău. Pentru că dacă ne uităm la guvernele pe care PSD le-a oferit României de când au câștigat alegerile, a fost din guverne incompetente în guverne și mai incompetente. Dacă Liviu Dragnea are într-adevăr o calitate, este aceasta de a identifica oameni de și mai slabă calitate de fiecare dată când face o schimbare. Aici a fost foarte consecvent. Adică de la Grindeanu, trecând prin Tudose și ajungând la Viorica Dăncilă, este o linie descendentă impecabilă. Deci nu e niciun dubiu. Iar miniștri, putem lua economie și încă câteva ministere, mulți dintre ei au probleme majore de limba română. Vi-l imaginați pe Andrușcă coordonând miniștrii economiei din statele europene? Pare un stand-up comedy. Adică nu e niciun dubiu aici. Și cam acolo suntem. Pregătirea este pe nicăieri. Dimensiunea parlamentară efectiv nu există. În Parlamentul României avem o comisie pentru pregătirea președinției, ghilimele, care cred că s-a întâlnit. Care e ținută de domnul Titus Curlățean, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă mai este în poziția aceea sau nu. Teoretic, da. Până în momentul de față, nu știu dacă au fost 2 întâlniri acelei comisii sau 3. Nici o comisie care practic nu a făcut cam nimic, pentru că nu se întâmplă nimic în dimensiunea parlamentară. În dimensiunea guvernamentală, lucrurile urmăresc chiar cu interes comunicatele pe care transmite domnul Negrescu, dar discutând și la nivel de Bruxelles și la nivel de Strasbourg, chestiunea e tristă pentru că oportunitățile sunt uriașe. Este președinția în care se stabilește bugetul, următorul buget al Uniunii Europene, este președinția în care se stabilește relația cu Marea Britanie după Brexit, când ar trebui să se întâmple sau să se amâne. Adică sunt câteva oportunități prin care România, dacă în loc să consumăm un an și jumătate de grija pușcăriei domnului Dragnea, dacă noi ne-am fi pregătit pentru această președinție, România ar fi avut un beneficiu major. În loc de asta, ceea ce ne-a servit PSD-ul și domnul Dragnea a fost lupta pentru justiție și atât. Orice alt domeniu a devenit unul marginal. Spitale sunt murdare și oricine merge în spital pleacă aproape cu infecție. Deci autostrăzile, în domeniul autostrăzilor nu s-a întâmplat absolut deloc nimic. Manualele cu greșeli și curicul educațional nu s-a schimbat nimic. Deci nu poți să nu mai guvernezi numai de grija domnului Dragnea. Asta s-a întâmplat și România a ajuns la marginea Europei. Și avem acum un MCV pe 13 noiembrie, urmează să vină un raport, care foarte, foarte probabil va împinge România și mai departe de obiectivele care le avem, prin care nu mai e nicio șansă. Deci dacă eram foarte aproape să intrăm în Schengen, să ne se ridice MCV-ul, acum, și sunt convins că raportul va fi în aceasta, acestea devin deziderate de neatins. Adică Schengen nu s-a îndepărtat de tot, iar MCV-ul tocmai va spune, va rămâne în continuare un instrument care va apăsa asupra prestigiul nostru ca țară europeană. Revenind acum la momentul 1 ianuarie 2019, să înțeleg că preconizați un eșec această preluare a președinției.
Pentru, la nivel european, președinția va funcționa pentru, după cum am spus, anticipez că secretariatul Consiliului va avea grijă ca acele întâlniri să se întâmple, să funcționeze. Pentru România însă va fi o figură palidă și tristă. Vom scădea în ochii europenilor după acest... Păi nu cred că mai avem unde să mai scădem. Eu cred că MCV-ul de acum ne va așeza la coada cozii. Mie mi-e teamă să nu fim arătați cu degetul de către Bulgaria. E foarte probabil să se întâmple asta de altfel. Pentru că în chestiunea justiției am reușit să fim, să continuăm într-o direcție despre care toată lumea ne spunea, de la președintele comisiei la toate direcțiile din... Toți ne-au spus ceea ce Comisia de la Veneția, de altfel, a punctat exact acest lucru. România distruge statul de drept, România dezechilibrează balanța puterilor, echilibrul puterilor stat nu mai există, ministrul justiției a devenit, prin aceste modificări ale legislației, un proprietar al sistemului de justiție. Nu este posibil nicăieri ca ministrul justiției să dispună asupra tuturor procurorilor, practic să-i subordoneze politic guvernului. Asta se întâmplă prin ceea ce a făcut Tudorel Toader și este unul dintre principalii responsabili. Pentru că, repet, dacă Viorica Dăncilă putem să o scuzăm că de fapt nu înțelege ce se întâmplă, domnul Tudorel Toader înțelege foarte clar ceea ce face el României. Care este la momentul acesta, în opinia dumneavoastră, soluția salvatoare pentru România? Soluția salvatoare este căderea acestui guvern și alegerile anticipate prin care PSD-al de această majoritate toxică să fie îndepărtată de la guvernare. Orice altă variantă e foarte greu de acceptat că ar putea să schimbe lucrurile. Pentru că orice guvern ar veni cu această majoritate controlată de Liviu Dragnea în Parlament, nu are cum să funcționeze și dacă vorbim despre o remaniere făcută de Liviu Dragnea, știm foarte bine că dacă va veni doamna Carmen Dan la oricare minister sau vor fi mutați cu cei... spun fidelii domnului Dragnea, pentru România nu se va schimba nimic. Vom fi în aceeași palier de incompetență crasă. Domnule Barna, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu și voi, bun ascultător.